Multă lume a fost surprinsă de faptul că ați acceptat foarte repede noua propunere a celor din PSD și ALDE cu privire la nominalizarea lui Mihai Tudose în fruntea guvernului. V-aș întreba, acuzațiile de plagiat care planează asupra lui Mihai Tudose, cumva contrazic criteriile de integritate pe care dumneavoastră le susțineți? Evident că nu. Altfel nu le-aș fi desemnat. Dar dacă astfel de acuzații se adeveresc, atunci problema trebuie rezolvată nu de mine, ci de cei care au propus persoana, respectiv de persoana în cauză. Și eu pornesc de la premisa că dacă vor exista confirmări ale acestor acuzații, vor apare și urmările în consecință. Cred că trebuie să mai repet un pic despre ce vorbim aici. Există o majoritate PSD-ALDE în Parlament. La consultări, această majoritate a propus o persoană. Eu am acceptat această propunere. Nu este propunerea mea, este propunerea PSD-ului. PSD-ul răspunde integral și până la sfârșit de prestația domnului prim-ministru Tudose, iar domnul prim-ministru Tudose, în calitate de persoană privată, răspunde de activitatea proprie anterioară numirii în funcție de prim-ministru. Cred că este bine să clarificăm un pic aceste lucruri, fiindcă altfel ar putea să apară impresii total eronate și greșite legate de sintagma guvernul meu. Este un guvern PSD-ALDE. Punct. Și dacă îmi mai permiteți, domnule președinte, PSD și ALDE au propus acum un program de guvernare modificat față de cel promovat inițial. S-au introdus noi taxe, precum taxa de solidaritate sau impozitul pe cifra de afaceri. Cum vedeți dumneavoastră noul program de guvernare? Cred că m-am exprimat destul de colorat în discursul de investitură și n-aș vrea să repet acele lucruri, dar cred că s-au grăbit un pic și pentru a schimba paradigma din zona impozitării și în general a fiscalității, este nevoie de o discuție amplă cu toți cei afectați și în niciun caz nu putem să schimbăm lucrurile așa peste noapte, fiindcă s-a hotărât undeva în centrala de partid. Așa simplu nu e nici oportun. Dacă se va proceda la asta sau nu, vom vedea. Una peste alta, premierul s-a arătat sceptic față de aceste schimbări.